În săptămâna școală altfel, elevii Colegiului Național Pedagogic Carol I au vizitat postul de televiziune locală Clar TV Mușcel și au făcut cunoștință cu jurnaliștii. Pentru început, elevii au aflat noțiunile de bază necesare realizării unui material jurnalistic. Acum știu, de exemplu, că știrea trebuie să răspundă la următoarele întrebări. Cine, ce, când, unde, de ce, cum? Și că e, de fapt, o poveste reală. În contrast cu rigurozitatea tehnicilor de redactare a unui articol de presă, atmosfera a devenit în scurt timp una destinsă. Caroliștii au fost încântați de studioul de emisie și după ce au scăpat de emoții, fiecare a experimentat. Un an bun pentru Comuna Voinești. Au fost ploi când a trebuit, soare când a trebuit, dar a fost și anul în care pe Valea Dâmboviței nu au fost căderi de grindină. Prin urmare, 2018 a fost anul cu cea mai mare producție de fructe din ultimii 20 de ani. În întâmpinarea agricultorilor a venit și primăria din localitate, prin susținerea și promovarea cooperativei agricole nou înființată, dar și prin publicitatea făcută frumosului de Voinești, mărul care de acum este un brand al României. Mai tare! Mai tare, da? Ce treci de acolo? Numai anul acesta, în vechea comună a Mușcelului, astăzi, a județului Dâmbovița Malu cu Flori, au fost reabilitate și asfaltate drumurile locale în lungime de 13 km. Finanțarea a fost obținută în urma a două proiecte. Un alt proiect, care cuprinde încă 10 km de asfalt, este în curs de executare. 6 km au fost finalizați anul acesta, 2 anul trecut, iar 2 urmează să fie finalizați anul viitor. Au fost ploi când a trebuit, soare când a trebuit, dar a fost și anul în care Valea Dâmboviței nu au fost căderi de grindină. Prin urmare, 2018 a fost anul cu cea mai mare producție de fructe din ultimii 20 de ani. Îmbucurător este faptul că tinerii se întorc în localitate și își dezvoltă plantații pomicole. Cu fonduri de la Uniunea Europeană, doi tineri din Voinești au reușit să realizeze cea mai frumoasă plantație de pe Valea Dâmboviței. Este important să vedem patru rânduri ca să avem control asupra citirii. Încerci să citești astfel încât să transmiți. Da? Deci tu îi spui unui om ceva convingător. Prăznuiesc, adică este prăznuim o sărbătoare, da? Cinstim, sărbătorim. Asta înseamnă, da? Anul 2018 a fost unul foarte bun pentru pomicultorii de pe Valea Dâmboviței. La Voinești, producția de mere a întrecut orice așteptare. În sprijinul oamenilor s-a înființat o cooperativă agricolă, iar Institutul de Cercetări din zona a trecut și la producție, nu numai la cercetare. Copiii au descoperit instrumentele folosite în realizarea unui material de presă, și anume camera video și microfonul, și au avut ocazia să le și folosească. Au fost și moderatori de emisiuni și au luat și interviuri. Bună ziua, dragi telespectatori! Sunt Măriuca Enache, de pe canalul de YouTube Măriuca Music and More. Iar astăzi am alături de mine doi colegi. Eu sunt Flavius. Eu sunt Adrian. Facem așa, uite, eu număr 10 secunde și tu spui tot ce trebuie să știm despre tine în 10 secunde, ok? Hai. Start! Am 12 ani, îmi place să vorbesc, sunt glumeț și pot să fiu și serios și ambițios și mai multe. Stop. Mă numesc Flavius, am 13 ani, îmi place să desenez, să not, joc basket și cam atât. La final, cu toții au dorit să fie martorii unei știri montate cap-coadă. Au rămas impresionați de modul în care ia naștere o știre, de cum se montează, de la materialul brut până la final. Și asta se cheamă sincro. Am pus sincro, da? Da, da. Un pic. Și cum scrieți dumneavoastră acolo, cum se numește? Da? După aproximativ 2 ore de curs, caroliștii au rămas plăcut surprinși de lumea fascinantă din spatele camerelor de luat vederi și au promis că o să revină cât mai curând.